când erai mic, ce lucra tatăl tău? Ce meserie avea el? Tatăl meu făcea business. Business. Cu mașini, lua, cumpăra, vindea, era liniștit. Tata a fost un om liniștit la viața lui. N-a și avut... ce zice că băiatul lui a ajuns atât de faimos? Îți dai seama că se simte mândru și pe unde se duce, zice că e tata, că băiatul meu e... Da? Și mama? Orice părinte care vede copilul lui că este acolo exact, într-un loc bun. Și mama ce zice? La fel și mama. Mama a zis că ca mine nu e nimeni pe lumea asta. Bine, cum spune orice părinte, știi ce zic? Se laudă și ea la prietenele ei, pe unde se mai duce. La... Că mama face și solar. Are solar? Face solar, face. Face, da, azi. La saloane, are, cred că are 60 de ani, se duce numai la saloane, la solar. Își face manicura, pedicura, e ține de imagine ei. Deci arată bine mama ta. Da, 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 arată bine, da. Ce a zis când s-a văzut bunică? Îți dai seama că a fost fericită ca orice om. Bine, că mai era și că și fratele meu are copii. Are 12 ani fata lui, mai are de 8-9 ani, încă unul de 4 ani. Deja era de mult, dar îți dai seama că asta e mai mică, Uraganița, și toată lumea e pe ea acum. Da, Uraganița e mascota familiei și am văzut că tu o iubești enorm. Te postezi tot timpul cu ea pe Facebook. E sufletul tău, da, nu? Da, 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 sigur, da. E cea mai importantă persoană din viața mea. Am învățat cu firmele, cu brandurile, îți cântă și ea melodiile, de exemplu. Mai cântă și așa, mai cântă și așa din când în când, te puțin așa mai fredonează, ce mai aude și ea pe la mine, mai îmi ascultă muzica. Și nu numai a mea, și la ceilalți care au scos piese frumoase, mai ales alunașul ei, Salam, îl iubește foarte mult, spune mereu de el, că pentru că el a botezat-o. Florin Salam a botezat-o și ea îl ascultă, spune de el, îmi zice să-i pun pe Salam. Deci a început să-i placă fetiței muzica. Da, sigur, face TikTok-uri într-una, dansează pe TikTok-uri și singură și le postează și le pune la schițe care convine ei, care nu-i convine. Separat că ea vrea să mă pieptene, îmi dă, are grijă de mine, îmi șterge Adidas și multe și multe.